Gunoiul a reprezentat dintotdeauna o problemă. În ultimii ani s-a pus foarte mult accent pe reciclarea selectivă, fiind obligat să respectăm normele impuse de Uniunea Europeană. Tot pe baza unor directive europene, începând cu anul 2019, se vor aplica tarife diferențiate pe fiecare flux de deșeu colectat. Toate primăriile vor plăti de acum înainte un tarif unic per tonă, iar diferențele de cost per persoană pot fi generate de la o localitate la alta în funcție de cantitățile colectate și de modul de operare, individual sau la platformă. De la 1 ianuarie s-a schimbat modul, sistemul de colectare a gunoiului, va fi pe principiu plătești cât arunci. Iar Comuna Lerești, vreau să vă spun că suntem campioni la cantitatea de gunoi recoltată de pe raza comunei, raportată la numărul de locuitori. Conform calculelor trimise de operator financiar urban și Adisersal, în care noi suntem parteneri, la Lerești prețul gunoiului ar fi trebuit să dăm hotărâre de Consiliu undeva la 13 de lei de persoană. Vă dați seama, de la 3,50 lei, 3,80 lei, s-a ajuns la 13 lei, deoarece cantitatea este foarte mare. Am făcut eforturi deosebite ca să asigurăm acea țintă de selectare de 35%. Am fost pe aproape anul trecut, chiar am îndeplinit-o, dar cu eforturi mari din partea noastră. Oamenii trebuie să înțeleagă faptul că nu orice lucru trebuie aruncat la gunoi. Cu cât cantitatea ridicată de firma de salubrizare este mai mare, cu atât costurile plătite de fiecare dintre noi vor fi mai mari. Fac un apel la cetățeni să înțelegem că această colectare ne privește pe noi toți la un loc și pe fiecare în parte. Nu primarul sau consiliul local mărește taxa la gunoi, ci cetățeanul prin felul cum își îndeplinește această obligație de a selecta gunoiul și de a-l preda la operator în zilele în care sunt programate, adică marți, gunoiul menajer, iar în ultima zi de miercuri din lună, plastic, hârtie, carton și alte gunoaie selectate. Degeaba îl selectează acum și mi-l scoate marțea la poartă, acest gunoi se cântărește și se va regăsi cantitatea în factura pe care o plătim. Vă dau exemplu, luna ianuarie. Deci, la nivelul Lereștiului, banii care încasăm de la populație sunt undeva la 15.000 de lei. La 5 lei cu 3.500, undeva la 17.000 de lei, mă scuzați. Banii care încasăm și care trebuie să plătim gunoiul. Și ne-a venit factura pe luna ianuarie, 33.000 de lei, datorită celor 89 de tone colectate după raza OAT Lerești. Deci în luna ianuarie 89 de tone. Edilul a precizat că se va trece și la sancțiuni acolo unde cetățenii nu înțeleg că trebuie să respecte anumite norme. În ziua când se colectează gunoiul, avem personal desemnat în cadrul primăriei Lerești care va face control la fiecare gospodărie la pubelă. Nu l-ai selectat, nu-l iei. Prima dată va fi un avertisment, a doua oară o somație, să spunem așa, iar a treia oară vom trece direct, probabil îl vom notifica că a trecut în mod obligatoriu, undeva o să stabilim prin hotărâre de Consiliu la 10 lei de persoană. Deci trebuie să trece și la măsuri mai drastice. Am mers prima dată pe spiritul civic al cetățenilor și prin faptul de a înțelege această nevoie de a-l colecta selectiv și de a-l preda. Suma plătită pentru fiecare locuitor pentru gunoi ar putea să scadă proporțional cu cantitățile reciclate. La acest moment, cetățenii din Lerești dispun de pubele speciale pe care le pot folosi pentru depozitarea gunoiului.